Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! În ediția de astăzi a emisiunii noastre ne oprim asupra unui subiect asupra căruia prea rar ne-am oprit. E vorba despre intersecția între științific și religios, între viziune culturală științifică și viziune culturală edificată pe cultură umanistă, cultură religioasă, o mărturie din interiorul lumii științifice despre necesitatea întoarcerii cu fața și spre spiritual, spre preocupările spirituale, aceste lucruri și multe altele care derivă din ele ca teme subiacente pot fi dezbătute dacă ai alături un cercetător autentic din zona științifică. Îmi face deosebită onoare să-mi fie alături unul dintre cei mai distinși cercetători din zona biologiei românești. Este lector la Facultatea de Biologie a Universității din București, în același timp absolvent de filozofie, un cercetător fertil, aș spune eu, prin ceea ce scrie, transmite, inclusiv în spațiul public, virtual, prin texte care mi-au atras foarte frumos atenția. Este vorba despre domnul Virgil Iordache, căruia îi spun pentru prima dată în emisiunea aceasta bun venit și îi mulțumesc că ne-a acceptat invitația. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit și sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră în speranța că va fi ceva de folos pentru oameni. Va fi cu siguranță. Orice dialog cred că e de folos și în mersul nostru spre recuperarea unei culturi a dialogului, ceea ce încercăm să facem și în această emisiune, este cum nu se poate mai binevenită o asemenea întâlnire. Pentru cei care nu vă cunosc foarte bine, aș adăuga că multe din textele dumneavoastră, repet, texte care merită citite și recitite, se regăsesc pe platforma Contributors și, evident, pe blogul dumneavoastră personal. Iar dintre lucrările semnate recent de domnia voastră, aș menționa un volum pe care l-a scos în colaborare cu câțiva studenți, Biologia ca formă a culturii, rezultatele unui proiect renascent, despre care poate vorbim. De asemenea, o lucrare a dumneavoastră numită Explorări dincolo de individualism și holism, ideea de evoluție a instituțiilor, care știu că vă preocupă și, evident, în lucrare faceți trimitere la doi autori foarte importanți, Hayek și North. Așadar, domnule profesor, fiind un om de știință, față în față cu un umanist, ca să spun așa, creștin și teolog, atât cât pot eu fi, aș vrea să vă întreb, mă preocupă această întrebare, m-a preocupat mereu și vreau să aflu care este realitatea imediată în legătură cu asta. S-a vorbit mult și se vorbește despre o tensiune existentă între aceste două viziuni care au intrat cumva în rivalitate după debutul modernității, după secolul 15-16, mai precis, 17 ulterior, a apărut o cultură științifică. Aș vrea să ne spuneți dacă sunteți de acord cu faptul că știința modernă a prins rădăcini în sol creștin și că nici inițial și nici ulterior nu există contradicții care să introducă un divorț între știință și religie. Așadar, tensiunea aceasta între viziunea științifică și viziunea umanist-religioasă creștină vi se pare că a mai scăzut în intensitate în ultimele decenii? Se vorbește de mari savanți, de oameni de știință care s-au întors cu fața spre revelație, au acceptat-o, pentru că până la urmă cred că revelația e piatra de potignire pentru mulți oameni de știință. Da, întrebarea este foarte complexă. Am încercat, conform exercițiilor filozofice, să-mi fac o schemă în minte a succesiunii întrebărilor noastre și, dacă am reținut bine, prima idee a fost de divorț între știință și, să zicem, cultura religioasă. Acum, divorțurile, evenimente nefericite, sunt evenimente ale persoanelor. Da. Prin urmare, acesta ar fi un prim nivel al discuției dacă există un divorț între persoanele care sunt adepte ale celor două culturi sau dacă în interioritatea fiecarei persoane la un moment dat să ajung la tensiuni insurmontabile. Și acesta e un răspuns mai degrabă
caz cu caz. Adică, da, din experiența directă pe care o am, pot să spun că am cunoscut toate situațiile, iar cele în care oamenii nu intră în această separare sunt mult mai frecvente decât cele în care ar putea să pară dominante că oamenii sunt separați din punct de vedere cultural. Asta pentru că sunt mai puțin vocale persoanele care își trăiesc această armonie. Acum am putea trece către următorul palier al discuției, dacă, conform sugestiei noastre, dacă dincolo de acest palier personal am avea și un divorț la instituțional, să spunem. Adică dacă grupurile de oameni de știință, instituțiile specializate pe știință sau pe religie, cumva nu se agrează reciproc. Și aici, într-adevăr, cel puțin așa ca percepție subiectivă pe plan global, există o, sau a existat mai degrabă o reticență, ca să nu spunem uneori, escaladată către o critică explicită, reciprocă. Totuși, epoca pozitivismului a rămas în urmă. Nu mai suntem în pozitivismul lui Comte, când religia era total rejectată, da, și se punea preț asta doar pe ce se vede. Acesta ar fi al treilea nivel. Nivelul, să spunem, teoretizării curentelor dominante culturale. Da. Din punct de vedere al teoretizării curentelor dominante, acum lucrurile sunt, cel puțin pentru cine este informat, clare că aceste abordări numai în mod contingent, nenecesar, intră într-un conflict la nivelul palierului organizațional și realitatea, să spunem, studiilor de specialitate, că lucrurile astea se abordează și sociologic, asta arată că în spatele, de multe ori, din păcate, atitudinilor sunt uneori și niște interese legate de acces la resurse, la putere. Adică nu e vorba de niște diferențe principiale între cele, clar, două culturi, ci se aduc în față din dorința de a proteja viabilitatea unei comunități sau alte, care uneori, mai ales în spațiul ăsta naturalist, a exagerat un pic propria importanță socială. Atunci e un fel de strigăt, nu, de a susține public, care, da, revine liderilor cumva, adică cine... Sigur. Dar, așa, cel puțin în România, acum pot să observ că se intră într-o normalitate a mărturisirii credinței, chiar și în spațiul biologiei, fizicii. În orice caz, avem de a face cu două sfere distincte de preocupări, deși teologia în ultimele decenii a încercat să surprindă cu viziunea ei și sfere ale științei. Există departamente întregi în Biserica Romano-Catolică și în Biserica Ortodoxă, ocupări pentru întâlnirea fertilă dintre știință și religie într-un dialog firesc, dar sunt două sfere distincte. Știința, evident, cele științele naturale, biologia, îmbrățișează o sferă de preocupări, de interese pe care vrea să le lămurească și cercetările sunt, ca să spun așa, firești și instrumentul cognitiv este cu totul altul. Religia, teologia, în mod inevitabil, are în centru revelația, acceptă cunoașterea revelată, desigur, și cunoașterea intelectuală, care, spre surprinderea unora care au citit mai puțin scripturile, nu e deloc blamată în creștinism, ci dimpotrivă se pune accent ascuțit, o face însuși Hristos, pe cunoaștere. Suntem oameni cu trup și suflet, cu rațiune, rațiunea e un dat și trebuie cultivată, e un îndemn totdeauna spre cunoaștere și niciodată spre prostie sau prostire, cum spunea, da, și Nicolae, da, Steinhardt. Da. Un biolog, dumneavoastră, om de știință, ați simțit nevoia să vă întoarceți privirea
sau cercetând, vreau să vă întreb, ați observat că e necesară acumularea unui capital cultural, inclusiv spiritual, religios, pentru a împlini viziunea dumneavoastră științifică? Da, aici ați atins o problemă foarte delicată a relației la nivel profesional, să spunem, sau al domeniilor de viață, că a crede în Dumnezeu nu este un domeniu profesional, sigur, dar e o sferă a vieții. Da? Sunt, înainte de a vorbi de afaceri referire la experiența mea, aș vrea să punctez un pic situațiile posibile. Există o situație în care oamenii de știință cred că pot în mod fertil mixa, amesteca, hibridiza, pune la oaltă vocabularele științific și religios și rezultă un anumit tip de literatură, de genul literaturii creaționiste sau la noi a fost domnul Paulescu sau asta, care aici apare ideea destul de relevantă, nu mai îndeplinește standardele științifice cu privire la ce înseamnă cunoaștere. Într-un dialog direct știință religie, poți să te raportezi din perspectiva credinței la știință și să o citești prin ce semnificație ai duhovnicească de, eu știu, cunoașterea creației lui Dumnezeu, dar este un mod de a gândi preocuparea științifică complet diferit de ceea ce e specific strict metodologiei științifice. Raza rațiunii aruncă lumină pe creație, pe care o descifrează. Este ceva care cineva care a avut experiența cunoașterii, cât putem cunoaște fiecare a lui Dumnezeu, e ceva evident, să spunem. Da. Acum, dacă le punem în rolul omului de știință, el, dacă dorește și are obligatoria morală să rămână profesionist științific, el nu se poate raporta la producția culturală religioasă în calitate de om de știință cu instrumentele religiei. Evident, nici nu ar avea nevoie. Și atunci asta duce la dezvoltarea unui ansamblu de teorii științifice, inclusiv biologice, culturale, sociale, despre cum a evoluat, se spune, în timp, preocuparea umană religioasă, despre cum au evoluat diversele organizații religioase și așa mai departe. Deci sunt două corpuri de cunoaștere de tipuri diferite. Cunoașterea științifică care încearcă să reducă, să simplifice comportamentul religios, să-l aducă în spațiu inteligibilității științifice și cunoașterea religioasă care vine cu propriul firesc. Și acum, iertați-mă, teoria minus cunoașterii a lui Blaga, cu cât cunoști mai mult ca om de știință, cu atât apare conștiința faptului că știi extrem de puțin. Apare acest minus permanent care te urmărește. Încerc și fiind cumva un mic, infim reprezentant și al fragmei filozofilor, chiar dacă nu mă reprezint mai degrabă ca biolog, încerc să fiu riguros în ce privește termenii. Deci, chiar am o deformație profesională, nu mă pot împiedica atunci când aud cuvântul teorie, da, să mă gândesc la verificabilitatea unei anumite teorii, mai departe. Deci, și să mă gândesc la etimologia termenului. Da, dacă mă gândesc la etimologia termenului și cu puținele lecturi patristice, asta înțeleg foarte bine că poate fi formulată în termen de teorie, ce a spus. Dacă mă raportez la înțelesul termenului conform standardelor filozofiei științei, nu poate fi. Dar aici este un lucru care merită probabil adus în atenția oamenilor, că există o dispută cu privire la ce înseamnă cunoaștere. Adică, dincolo de ceea ce face știința și ceea ce fac cei cu preocupări religioase, mai e un ochi filozofic care se uită la ce face fiecare.
Și acum, aici, în funcție de tipul de filozofie dezvoltată, se poate califica drept cunoaștere, fie, într-un anumit fel de a înțelege cunoaștere, doar ceea ce face omul de știință și descalifica celor care nu mai fi în cunoaștere, fie uneori reciproc. Acum domină, să spunem așa, înțelesul de cunoaștere acceptat filozofic ca fiind cel relevant în zona științei. Deci cumva este, există o instanță, o instituție a preocupărilor filozofice care spune că cunoaștere și cu argument. Adică există o întreagă teorie. Că ar fi cunoaștere numai cunoașterea de tip științific. Ceea ce complică un pic relația între, vedeți, această tensiune. Mai este și un al treilea personaj aici. Oamenii care se uită la întreg peisajul și care au două atitudini. Uneori doar descriu ce se întâmplă și asta este o atitudine, după părerea mea, extrem de folositoare, că e foarte important să vadă cineva și din afară, cumva, cu un ochi care nu este contaminat de inevitabile interese. Și există și o atitudine de tip normativ. Adică, după ce ai extras o anumită imagine, o reprezentare asupra ce vezi, să spui că mai degrabă trebuie să fie într-un anumit fel sau în altul. Acest tip de atitudine este el prezent și cred că e de înțeles, dar este mai puțin folositor pentru a ajuta echilibrele sociale și toleranțele să se așeze într-o societate. Da. Înțeleg că întâlnirea aceasta dintre cunoașterea de tip științific și, mă rog, să o numim cunoaștere de tip religios, care sigur diferă și ca intenționalitate între ele, întrucât cunoașterea de tip religios nu își propune descifrarea creației într-o cheie pe care o folosesc științele. Da. Dar există o cunoaștere de tip duhovnicesc, o cunoaștere de tip antropologic, în cheie creștină, esențială pentru viața noastră. Și știu că vă preocupă și acest tip de cunoaștere. Pe de altă parte, într-un articol care mi-a atras foarte frumos atenția, v-ați exprimat cumva îngrijorarea legată de un tip de anemiere ideatică, culturală, a literaturii noastre științifice. Rezultă de aici faptul că deplângeți într-un fel o prea săracă cunoaștere de tip cultural, inclusiv creștin, în zona științifică? Ar fi necesar acest plus pe care îl aduce cultura creștină și pentru omul de știință, pentru eseist, pentru filozof chiar? În general, când scriu pentru platformele acestea online, și nu neapărat literatura științifică, cât literatura intelectuală, care e mai larg ca termen. Am o atitudine de tipul societății civile, adică mă văd în pielea cuiva care, fără o remunerație, încearcă să facă ceva în sfera interesului public, în care intră, și aici, să spunem, partea care a fost mai greu de acceptat, și dimensiunea creștină. Că la noi, societatea civilă, a avut o dimensiune relativ mică. Acum, încet, încet, chiar și cu unele dificultăți, dar începe să fie o societate creștină civilă, legitimată și social și probabil și instituțional. Da. Și atunci, când fac asta, mă uit la niște obiective, nu am niște obiective strategice, pentru că nu văd ansamblu, sunt în postura unui agent care acționează. Și acum, legat de acel articol, percepția pe care am avut-o a fost că, grăbindu-ne să producem cu toții repede reacții, etc., pentru că există o cerere, e adevărat,
riști să nu mai fii prezent dacă tu vii cu un răspuns mult mai elaborat peste mult timp. Riscăm să lipsească acele opere majore care în spațiu unde ceea ce ne dorim ca societate în ansamblu să emulăm al democrației, al civilizației, e prezent totuși. Adică sunt prezente astfel de opere mari pe lângă activitatea dinamică civică. Asta este ce. Cumva, citind textele apărute permanent, am avut percepția că există multe texte produse din reunirea eseurilor de pe, să spunem, dacă aș face, de pe contributor. Da. Și mai puțin acele proiecte cu o coerență și un efort uriaș. Ceea ce, din discuții ulterioare, am înțeles că, sigur, tinde să fie un principiu, adică o anumită parte a oamenilor cu preocupări intelectuale nu cred că mai e necesară o operă majoră, că n-ar avea cine să o parcurgă cap-coadă. Cred că e perdantă această viziune și dă mereu câștig a ceea ce s-a numit la noi cultul fragmentului, al eseisticii, în defavoarea operelor mari. Acest lucru l-a obsedat și pe Mircea Eliade, v-a amintit și pe mulți oameni de noștri de cultură. Pe de altă parte, dumneavoastră mai identificați o cauză, scăderea prestigiului universităților, care ar trebui să fie, mă rog, laboratoare cumva elitiste, de pregătire cât mai elevată și, de asemenea, precaritatea condiției economice a intelectualilor din România. Da. Nu poți să scrii opere majore fugărit între serviciu și multe alte solicitări urgente. Da. Deci aș vrea să prezint foarte nuanțat aceste lucruri pentru că ele de către terțe interese ar putea fi răstălmăcite în sensul nefavorabil unor membri marcanți, nu? Ai care acționează permanent. Firește că generalizarea este exclusă, dar ca fenomen putem discuta. Te uiți la piața ideilor și constați acest fenomen. Acum, el trebuie depășit prin găsirea acelor mijloace, care includ și aspectele materiale, care ai nevoie de o anumită stabilitate, care să permită persoană cu persoană cui ar dori să facă un astfel de efort să-l facă. Da? Pentru că odată ce am avea, asta e ceea ce cred și pe lângă această multitudine de acordări făcute repede și niște lucrări reper de amploare mai mare, poate că ar fi mai ușor de contracarat, să spunem, excesele culturii științifice care vin cu astfel de... Am văzut și eu pe YouTube, nu? Adică, și care, la o analiză atentă, din punct de vedere filozofic, sunt onorabile, dar... supra-licitate, după părerea mea. Îngustarea acestui orizont, mă rog, al preocupărilor, să spunem, sau îngustarea orizontului cultural în general, este un simptom, probabil, nu doar al societății românești, dar noi despre ea vorbim. Și îmi amintesc că indicați critic limitarea sau chiar absența preocupărilor de tip spiritual, și, de asemenea, limitarea la preocupări exclusiv științifice și umaniste. Adică ați sesizat un lucru care cred că merită discutat. Evacuarea termenului religios, evacuarea spiritualului din preocupările intelectuale e limpede că se transformă într-un minus. Și putem vorbi în același timp despre plusul pe care îl aduce cunoașterii și oricărui demers intelectual, credința sau cultura creștină, măcar. Ca să fac o analogie,
Dar înainte de analogie aș vrea să spun că nu sunt sub nicio formă o instanță care să... Da? Deci, nu, dar sunteți unul dintre cei care sunt prezenți în viața publică, da, intelectuală. Și asta e, de fapt, avantajul acestei diversități, că se pune înaintea publicului și oamenii aleg. Da, exact. Da? Și acum, aici, într-adevăr, făcând acea analogie la care mă refeream, sunt două tipuri de discursuri, de preocupări care pot acoperi atât dimensiunea științifică cât și cea umanistă. Și anume, una este cea filozofică, am menționat-o înainte, da, care este o preocupare dominantă acum seculară și, cumva, în contraponderea preocupării filozofice este... viața duhovnicească care te împinge la a vedea coerența lucrurilor, adică o sesizezi de o manieră ca orice persoană care încearcă să aibă o astfel de viață, în primul rând, nediscursivă. Adică, bineînțeles, nedeclarativă. Da, nu poți transforma cu ușurință într-o explicație, dar îți e limpede că lucrurile, când, cât de cât vezi persoane diferite, nu poți să evacuezi o anumită persoană pentru care anumite... Deci atunci înseamnă că și felul în care a ajuns la anumite convingeri, fie ele și atei, de asta au rânduiala lor, au rostul lor în viața acelei, da, persoane. Și atunci, cumva, o iei invers, pornești de la realitatea persoanelor, a persoanelor care trebuie să le iubești, să le ajuți, fără să le tulburi, negându-le propria lor identitate, da, imediat, da, fiecare cum poate să ducă, și începi să te gândești, din perspectivă duhovnicească, oare cum e posibil așa ceva, nu? Ca să ne exprimăm într-un, cum a lăsat Dumnezeu să fie și asta, și asta. Și dacă ai acces la elemente de limbaj mai riguros, mai așa, poți să îți scrii ceva. Dar dacă nu ai, că nu e neapărat nevoie toată lumea să ai, poți să fii un om cu preocupări simple, poți pur și simplu să înțelegi într-un fel nediscursiv lucrurile astea, să îți dai seama că fiecare merită iubit în felul în care e. Aceasta o văd ca fiind acea punte între toate domeniile. În momentul în care ai o astfel de deschidere, nu mai poți să vezi o competiție între facultățile umaniste și facultățile pe studenți. Adică este un nonsens. E clar că ele au dreptul, nu doar legal, dar ele sunt lăsate să existe. Și atunci poți să te întrebi care dintre diferitele preocupări într-o universitate se întâmplă să lucrezi, sunt cele care ar putea să întindă aceste punți. Și aici, în cadrul fericit al locului unde lucrez eu, există și facultatea de teologie și celelalte care, dintr-o perspectivă, pot să chiar propună instituționalizări, cum sunt centre de dialog între știință, religie, filozofie, dar și neinstituționalizat prin persoanele, da, care fac această punte. Și complementar lor, pentru că și oamenii cu preocupări seculare, e firesc să se miște în acest orizont, chiar dacă nu le-a dat Dumnezeu deocamdată sau, eu știu, să vadă lucrurile altfel, să încerce o reconstrucție din perspectiva atenșilor. Deci, iată, asta e ideea din spate, că în momentul în care oamenii care se întâmplă să fie cu o meserie legată de știință, de cultură, au și o preocupare religioasă, în mod natural, dacă își asumă, cred eu, relația cu celelalte persoane așa cum o cere creștinismul, atunci se deschid către toate domeniile, se deschid către înțelegerea lor și poate să apară și acele, poate, asta e altă, da, discuție, opere mai generale, care să pătrundă în publicul. Exact. Până la urmă rămâne, da, esențială orientarea noastră generoasă, aș spune, spre binele nostru, da, aș spune, în primul rând, e o achiziție personală, generozitatea viziunii noastre, exact, în legătură cu ceilalți, în legătură cu preocupările, da, lor, iar preocupările sau preocuparea pentru spiritual trebuie să apară. Când nu apare, e ceva foarte trist.
Adică există măcar un prag al vârstei în viață, dincolo de care trecând, dacă nu încep să te chestionezi, să te interoghezi, să ai din când în când un mic soliloquiu și să te întrebi totuși dacă nu cumva e mult dincolo de ceea ce vezi tu, o realitate mult mai bogată, dacă cumva partea nevăzută pe care ai ignorat-o până atunci nu e cumva decisivă. În orice caz, preocuparea pentru spiritual cred că trebuie sădită la nivelul școlii. Și am senzația că, din păcate, nu stăm bine în legătură cu asta, întrucât observ cum foarte multe materii care altfel ne îmbogățesc într-o anumită zonă de spiritualitate, precum istoria, filozofia, literatura universală, religia, desigur, sunt periferizate. Se scot, din păcate, din programă orele dedicate acestor materii, militându-se pentru tot felul de materii inventate care nu și-au neapărat o justificare în imediat și nu sunt necesare. M-a impresionat de asemenea foarte mult o întrebare pe care v-ați pus-o: în ce măsură reușim să ne păstrăm lăuntric continuitatea, coerența între starea noastră pe care reușim să o cucerim în spațiul religiosului, în spațiul cultic, în biserică, și viața pe care o reînnodăm după ce ieșim din biserică. Există o coerență așadar între noi, cei care mergem la biserică, și cei care ieșim apoi din biserică? Vă puneți problema acestei relații între actual și tradițional? Când suntem în spațiu religios, suntem în lumea, ca să spun așa, a tradiției, pe care o descifrăm fiecare după puterile noastre. Când ieșim din ea, descindem într-o lume seculară, o lume eventual agresiv secularizantă. Cum reușim să ne păstrăm această coerență? E o întrebare. Da. Acea întrebare pe care ați sesizat-o e o întrebare rezultată din dialog cu preoți, care am înțeles de la domniile lor că și mai acut resimt această situație. Da, mai ales ei. Da, dar o regăsim și noi, cei cărora ni se spune să ducem în lume ceea ce încercăm să... Să nu fim acolo, doar creștini de duminică. Da. Aici sunt două, din câte pot să-mi dau seama, două posibilități de a încerca să te apropii. Este posibilitatea firească, duhovnicească, și nu sunt cel în măsură să spun cum port așa, din ce am citit, în ultima instanță o exercitare a discernământului personal, pe care în momentul în care ți-a dăruit Dumnezeu să îl ai, atunci sesizezi unde este acel loc sau acea situație care este irepetabilă, în fapt că toate situațiile sunt unice, da. Și atunci nu poate fi ceva modelat printr-o teorie, cum anume sau unde să pui acea graniță, cât de mult să te duci, astfel încât să nu-ți mintești și să nu-l tulburi mai mult cu oameni. Deci este ceva care cred că se câștigă din sfințirea vieții personale în timp și avansezi, da, cât poți. Acum, această latură este cea pe care o pot înțelege numai creștinii, până la urmă, și dintre ei cei care gustă din viața spirituală. Da. Acum, cealaltă latură este latura teoretizării. Aici ne ducem pe versantul filozofiei și al științei. Oare care sunt relațiile între aceste produse culturale vechi și cele noi? Și aici apar multe preocupări științifice care încearcă să vadă cum, în primul rând, cum se schimbă în timp aceste produse ale culturii umane, care sunt percepute acum noi, dar ele vor fi la rândul lor vechi peste un anumit timp. Și, complementar cu întrebarea asta, cum de altele în timp foarte lung nu se schimbă. Nu? Da. Astea sunt niște întrebări legitime pentru orice om de știință care se uită la felul în care funcționează. Și societatea, cultura, lumea umană.
Și sunt multe încercări de a explica. Există un dezavantaj față de zona fizică, biologică. Aici nu ai cum să testezi ipoteze. Decât în cazul nefericit în care faci experimente pe societăți și vezi ce se întâmplă, ceea ce ferească Dumnezeu am cunoscut cum a fost. Da? Și atunci ele nu au o forță explicativă, aceste teorii, de natura celor din domeniul științelor tari, cum se spune. Dar nu pentru că științele de felul acesta ar fi mai puțin științe, ci pentru că procesele care se ocupă și faptul că noi înșine facem parte producând chiar acele teorii, ele însele sunt niște produse culturale, deci facem parte din sistem, cum am spune, în domeniul științei. Da, și îl modificăm. Și dacă ar fi să fac referire la lucruri pe care le cunosc, să spunem, la modul profesional, aș spune că sunt procese, adică succesiuni de fapte, de evenimente, care sunt cu durate temporale diferite. Adică există anumite procese culturale, în mod obiectiv, care susțin producerea a ceea ce numim cultură religioasă, și care au acest timp de viață prin însuși specificul acestui mod de a fi al organizațiilor, al instituțiilor care funcționează la acest fel. Și sunt niște procese cu o durată mai scurtă de timp, de ordinul deceniilor, care susțin evoluția, în cazul nostru, al teoriilor științifice. Adică ne putem aștepta ca, dacă facem o bibliografie de 200 de titluri, ca să scriem o carte despre evoluția religiei din perspectiva teoriilor științifice, să trebuiască peste 10 ani să scriem altă carte despre același obiect, dar făcând apel în bună măsură la alte explicații în baza unor noi observații, așa mai departe. Deci este un fapt pentru oricine se ocupă nu doar cu știința efectivă la scala anilor, a proiectelor de cercetare, ci și cu înțelegerea propriului domeniu științific la o durată a deceniilor sau a secolilor, să spunem, în cazul biologiei de la Darwin încoace, și cum a evoluat însă și teoria lui Darwin. Și lucrurile astea ocupă un domeniu deja specializat, care se numește istoria științei. Sunt reviste specializate, se cuplează de obicei și cu preocupările filozofice, istoria și filozofia, un anumit domeniu. Da. Ați pomenit de Darwin, n-am cum să nu mă opresc asupra subiectului, care devine piatră de potignire pentru foarte mulți. În mod rudimentar, teoria darwinistă e asimilată cu antireligiozitatea, cu anticreștinismul. Mulți cred că Darwin a fost un mare dușman al creștinismului. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, în calitate de specialist, lucruri, ca să spun așa, esențiale, reale, despre viziunea lui Darwin, despre Darwin omul. Din câte știu, Darwin nu era un necredincios. Darwin nu excludea existența lui Dumnezeu. Viziunea lui a fost una, sigur, numită evoluționistă, dar care nu cred că excludea un creator. Da. Nu cumva s-a modificat această teorie în timp? Se poate da un răspuns scurt, riscant, cum a spune unii prieteni ai mei, în sensul tulburării oamenilor, sau un răspuns un pic mai elaborat. Și poate că primul lucru care ar merita făcut într-un context de felul acesta e să facem trimitere la câteva lucrări care există în limba română, și una dintre ele este o carte a profesorului Flonta despre opera lui Darwin și receptarea ei, pe care oricine o poate parcurge ca să vadă în subtilitățile ei. După aceea există o autobiografie a lui Darwin apărut recent, unde se văd toate nuanțele astea. Acum, pe scurt, din ce am înțeles în ce privește viața lui personală, el a evoluat într-adevăr de la o persoană religioasă, mai mult conformistă în raport cu familia care avea, la o persoană care
mai tolera religia doar pentru că soția dumnealui, iubind-o foarte mult, avea astfel de preocupări. Asta pe dimensiunea personală, care nu influențează foarte mult conținutul. La un om de știință, ceea ce produci ca teorie, nu trebuie să fie influențat de valorile tale. Dacă te apuci să croiești teoria ca să răspundă nevoilor științei, atunci nu se numește știință ceea ce faci. Deci, absolut întâmplător m-a preocupat această problemă a lui Darwin în cadrul unui program doctoral la filozofie, neterminat, dar am citit foarte mult pe treaba asta. Opera lui Darwin e heterogenă, adică sunt mai multe lucrări. Zona unde se poate folosi în sensul militantismului ateist este zona unde vorbește despre om. Ceea ce este în bună măsură și rămâne modul acela de interpretare a lui cu privire la evoluția omului în picioare și azi, pe latura caracteristicilor organismului uman, dar nu pe latura minții și culturii. Aici este separarea. Darwin și-a, în opinia mea, dar și altora, a încercat să aplice același mecanism explicativ prin care a explicat evoluția speciilor, lucrarea, originea speciilor fiind indiscutabilă. Adică, din punct de vedere biologic, este ceva care, factual, mai poți găsi diferență, dar rămâne un trunchi din care evoluează toate celelalte. Deci, în sensul ăsta, Darwin e clar un Newton, dacă vreți, al biologiei. Însă, în ce privește felul în care s-a raportat la om, oricine are o cultură filozofică minimală, pe care Darwin nu avea, asta a fost un minus al lui, subliniat de multă lume. Deci, ce a făcut? A pus mintea, procesele psihologice și cultura, ceea ce rezultă din funcționarea minții, în aceeași linie de evoluție cu biologia. Ceea ce nu se poate susține. O antropologie ratată, ca să spun așa. Termenul tehnic este reducționism. Adică, astăzi e cât se poate de clar că poți să faci o teorie despre cum a evoluat mintea, dar nu poți să reduci psihologia la biologie. N-ai exact. Și la fel cum nu poți să reduci antropologia sau toate domeniile. Și când spunem psihologie, spunem suflet în primul dar, rând. Dar aici aș vrea să-l apăr un pic. Era în spiritul epocii lui. Adică era ceva ce lumea spera cumva. Și aici ne apropiem un pic de ideea coerenței, întrebarea noastră la care am pornit. Cum faci cum ai această continuitate? Aceasta este o modalitate nefericită de a stabili continuitatea. Adică, în loc să te urci arhitectonic să vezi un pic, le așezi una lângă alta. Adică o faci la același nivel, această continuitate și totul încerci să explici prin material și biologie. Cumva, în spatele unei astfel de demers și a tuturor celor de felul ăsta, se află aceeași dorință de coerență, de împlinire, adică e același motor, din punctul meu de vedere spiritual, care împinge lumea, că nu, că ai niciun câștig din această coerență. Ce câștig ai? Adică material nu obții ceva în plus dacă psihologia ai putea să o scoți din niște ecuații, eu știu, din referitoare la particule elementare. Nu văd ce urmărești, dar e o nevoie. În caz, și mari teologi, părinții bisericii și oamenii de știință sensibili și deschiși spre înțelegerea viziunii creștine și creaționiste au vorbit de mult de acest crescendo în creația lui Dumnezeu. Sigur, o creație ex nihilo, din nimic. Cele 7 zile ale creației, evident că nu sunt zile așa cum le înțelegem noi astăzi. Și ce e mai important, ceea ce Aristotel a sesizat, acel principiu al entelehiei, acea creștere spre accesul la un sens care e sădit de Dumnezeu în fiecare. Da. Din perspectiva asta putem vorbi de o rafinare în interiorul creației pe care, evident, tot la impulsul dumnezeiesc
sau tot prin impulsul dumnezeiesc a pornit. E o discuție în sine și din păcate nu mai avem timp. Dar vă rog. Să spun foarte pe scurt că tot ce a spus este într-o perspectivă teologică asupra lumii. Da. În timp ce, din punct de vedere al felului în care un om de știință vede lumea și a felului în care cei care optează, aleg pentru acest mod, nu poate fi de înțeles acest mod de a înțelege. Da, și putem să-l mărturisim, dar nu putem să-l aducem în plan instituțional. Asta este punctul meu de vedere, ca generalizat. Poate fi negată existența unui sens care străbate întreaga creație? Nu e acest sens decelabil și din punct de vedere științific? Faptul că există în fiecare făptură o orientare, un sens spre o împlinire a existenței Științele, ei. Științele, în sensul lor modern, nu se ocupă cu sensul. Da. Este ceva poate dezamăgitor. Există însă o filozofie a științei, domnule profesor. Așa cum există o filozofie a culturii, și apropo, chiar vreau să vă întreb în ce măsură viziunea aceasta asupra culturii ca organism, cum a imaginat-o Oswald Spengler, cultura, viziunea organicistă asupra culturii, cultura ca formă, cultură și civilizație, o pereche conceptuală inevitabilă în filozofia culturii, apropo. Și Spengler observă că anemierea culturală, despre care și dumneavoastră ați scris și vă preocupă subiectul, conduce la forme de civilizație nu neapărat fericite, ci chiar nefericite. E valabilă această observație și în viziunea dumneavoastră? Nu doar în viziunea mea, în general în viziunea filozofiei sociale, este o interpretare, să zicem așa, pot să spun astăzi chiar marginală. În ce sens? În sensul că există o interrelaționare a tuturor proceselor culturale, dar nu de natură să ducă la o integrare atât de puternică, așa cum sunt, să spunem, organismele vii, și să observi o dezvoltare deterministă de la imatur la matur. Așa ceva pentru zona socială și culturală, nu doar că nu e corespunde realității, dar are și riscuri majore. În ce sens? În sensul că cineva poate să spună că a descoperit cum evoluează istoria și să încerce să-i aducă pe ceilalți, pe făgașul dezvoltării organice, ceea ce este extrem de riscant. De aceea, personal, împărtășesc acel fel de a vedea aceste lucruri în care rămâne libertatea persoanei un factor determinant în schimbarea direcțiilor. Nu în schimbarea unor lucruri care sunt pe niște făgașuri de mii de ani, dar în permanenta, încet, încet, a ajustare a celorlalte lucruri. Că, să spunem, zona dogmatică este una, dar felul în care ne trăim în timpurile actuale, aceleași lucruri nu sunt la fel ca... Nu. Și aici este, în opinia mea, pe de o parte, o deschidere complet a ceea ce ar putea să fie, dar pe de altă parte și o anumită posibilitate de a influența prin ceea ce face în lume felul în care se duc lucrurile mai departe. Dacă la scara, asta e principiul pe care lucrez, la zona de acțiune a persoanei, să spunem în cazul ăsta, aceste mici texte pe contributor, nu... Cine putea ști, nu mi-am imaginat vreodată că să vom ajunge, de exemplu, acum să discutăm pe ei. Nu? Deci, dar, făcând lucrurile astea, a observat cineva, a observat altcineva, la un moment dat s-a ajuns, s-a schimbat ceva într-un fel care a fost și influențat de fiecare în parte, dar în același timp și
cumva sub niște tendințe care ne depășesc. Adică eu cred că sunt și astfel de lucruri care nu depind de noi, dar în același timp ne putem și duce viața. Iar eu cred că există un sens în toate. Sunt sigur că și dumneavoastră aderați, poate sui generis la asta, chiar și ca om de știință, pentru că hazardul e mai greu de dovedit decât existența sensului, aș spune, dintr-o perspectivă care contează. Da. Mi se pare doar o deschidere spre un dialog mai lung, la care vă invit, stimate domnule profesor. Aici se închide ediția emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru mărturia dumneavoastră autentică, sinceră, aceea care vine din zona cercetării științifice și încearcă să se integreze în mod firesc, evitând orice conflict major, în zona aceasta a preocupărilor spirituale, care înseamnă preocupări religioase și, bineînțeles, până la urmă, viață duhovnicească. Ați spus-o chiar dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult cum sună în gura unui om de știință sintagma viață duhovnicească. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să citiți textele domnului Virgil Iordache. Vă vor îmbogăți pentru că e vorba de texte scrise de un cercetător sincer, de un om care prețuiește preocupările spirituale despre care a fost parțial vorba și în această emisiune. Pe curând!